poate făceam niște glume care nu erau mereu pe înțelesul lor. Sau nu le luau de glumă, o luau de bună. V-am vorbit, de exemplu, de Budescu. A venit la antrenament și a început cu dribbling-uri și dai seama, noi l-am luat imediat, între ghilimele, la înjurat. Și, adică, dar, repet, nu avea nimeni ciudă pe el sau pe X sau pe Y. Doar că nu s-a acomodat și după 2-3 zile a plecat. La fel gardul și a venit, a fost într-un cantonament cu noi, s-au făcut niște glume cu el. A vrut să se pună, dacă nu mă înșel, nu știu, pe masa de masaj, a venit un coleg, băi, stai, tu faci masaj înaintea mea, adică da, în glumă, că nu, el a luat-o de bună, l-a sunat pe președintele, bă, Șiman, parcă ai zis, domne, nu mă pot integra aici. Ți-am spus, era, trebuia să, dacă cineva făcea glumă de tine, trebuia să răspunzi și tu, să ai secunda, să îi răspunzi și tu tot la o Caterincă, la o glumă, știi?